bună! Mi-ar plăcut să fim mai veseli. De fiecare dată când ne întâlneam, eram foarte, foarte veseli și povesteam foarte mult și râdeam foarte mult și nu vine să cred că astăzi vorbim despre acest lucru și am un sentiment pe care nu știu dacă ți-aș putea să ți-l descriu 100%, dar eu tocmai ce m-am întors după 2 săptămâni, după ce am aflat că sunt bolnav de COVID, iar acum cu tine vorbim despre faptul că tu ți-ai pierdut tatăl din cauza COVID-ului. Da, a fost o perioadă foarte grea, așa cum spuneai și tu, că nu-ți vine să crezi că sunt aici și că povestesc despre asta, nici mie nu vine să cred că ni se întâmplă și că ni s-a întâmplat nouă. Mai ales că știu, tatăl tău era un om extrem de puternic, foarte era sportiv. Da, sportiv, împlinise 70 de ani, am sărbătorit împreună botezul Verei, în urmă cu 2 luni de a se stinge și a fost ca un trăsnet. Recunosc însă că fiind diabetic, când am auzit de toată nebunia asta cu COVID în luna martie și când am fost toți închiși în casă, efectiv eu eram într-o continuă criză, însărcinată fiind, și toată lumea spunea că pun pe seama hormonilor, că probabil asta e problema, că eram foarte stresată cu tata, adică întotdeauna mi s-a părut că evident și mama era cu formă de risc, dar întotdeauna mi s-a părut că la tata poate să fie fatal. Pentru că tatăl tău, exact cum spunea ceva exact. Mai devreme, era bolnav și de diabet. Exact. Și pentru că nu avea atât de multă grijă atunci, cel puțin în luna martie, îi se părea că, da, ok, există boala, dar mi se părea că, na, să duce să mai cumpere o pâine, să mai știi cum, nu-și face o listă de cumpărături, să zici că nu ieși tot timpul din casă. Și mi se părea că e cu risc, cu totul, așa, și întotdeauna când vorbeam la telefon, închideam telefonul și mă bușea plânsul și spuneam că mi se părea că nu înțelege că pentru el ar fi ceva de netratat. Și știu că m-a sunat să mă anunțe că pe 17 noiembrie m-a sunat să mă anunțe. Eu chiar făceam o ședință foto cu Andreea și de câte ori o văd, știu că mi-aduce aminte de momentul acela. Cu Andreea Raicu, da. Și mi-aduc aminte de momentul acela în care m-a sunat și mi-a zis că așa mai în râs, mai uite că am făcut testul și am ieșit pozitiv și zic, cum ai reușit? Adică îmi venea evident să-i spun tot ce aveam, dar mi-am dat seama că nu mai conta, adică important era să mă mobilizez, să vedem ce putem face pentru el din momentul acela, cel puțin. Părea asimptomatic. De fapt, aici a fost șocul. N-avea febră, avea și un pic o durere de cap. Că, uite, tot vedem fotografii. Era un om care avea cât? 57 de ani? Nu, 70. Pardon, da, 70 de ani, exact. Și împlinse 70 de ani, dar era foarte activ. Adică el sportiv, un om exact sportiv. Da, da, în plină activitate, încă avea oră la școală, adică echipa de basket junior și așa mai departe. Pur și simplu, repet, a fost asimptomatic cumva, de joi, de când ne-a anunțat. Am păstrat... Mama ta nu a luat, nu? Ei sunt despărțiți. Nu stăteau împreună, nu? Dar au luat copiii lui. Fratele meu care face 10 ani și celălalt frățior, frate mai mare, care are 16 ani, amândoi au avut. Și apoi, deci de vineri, începând totul să, în weekend am încercat să țin legătura cu el în fiecare zi, să văd cum se simte, apoi luni am stabilit că e mai bine să-l evaluăm și să-l internăm și de acolo s-a, da, s-a dus joi totul. Joi ți-a spus, uite, joi mi-a spus că, da, mai în glumă, mai în serios, exact, mi-a ieșit pozitiv. Da, n-avea simptome. I-a dispăruse mirosul miercuri când și-a și făcut testul, a primit rezultatul joi. Avea simptome de genul ăsta, că îl durea capul și... Și-a pierdut practic mirosul, motiv pentru care și-a făcut testul. Adică o durere de cap și de fapt marea majoritate așa consideră că au răcit, dar ei știu de ce au răcit. Am răcit că am făcut baie și am ieșit afară, am răcit că m-am întâlnit cu cineva care avea muci și am luat și eu, știi, o chestie de asta. Întotdeauna găsești o logică pentru care ai putea să te simți și simptomele respective care sunt de COVID pot să fie și de o răceală și așa mai departe. Și la el s-au schimbat lucrurile? La el s-a schimbat lucrul, da, da, da. S-a schimbat practic luni seara l-am internat, marți era în spital la Iași, la infecțioasă și a fost foarte greu. Pentru și că practic, te uitai la știri. Miercuri, nu? Nu, l-am adus la București. Vreau doar să spun că de unde părea un asimptomatic, starea lui s-a degradat.
Adică dimineața vorbit cu el era bine și în câteva ore nu mai era bine, nu îi ajungea oxigenul. Oamenii nu înțeleg că în momentul în care ajungi în spital, odată că pierzi urma pacientului pentru că de multe ori nu poți să mai vorbească, în al doilea rând nu ai cu cine să-i contactul, pentru că medicii se schimbă tot timpul, au acele costume pe ei, au un protocol foarte bine definit, în sensul că nu merg decât de două ori pe zi la ei sau ceva de genul ăsta. Și ce se întâmplă în rest e treaba lor, fiecare stă singur acolo și își vede de suferința lui. E un practic psihologic aici? Foarte greu. Am fost pus în situația de... Nu puteai să iei legătura cu el, nu? Evident că în București aici, când am adus, a fost spre... Na, l-a recomandat doctorului să nu mai vorbească, ca să nu mai facă nici minimum de efort pe care trebuia să-l facă, acela de a vorbi la telefon. Vreau doar să spun că te uitai la știri și vedeai situațiile alea de containere pe afară, se părea că e apocaliptic și că oricum n-are cum să ți se întâmple ție. Exact, întotdeauna ai senzația asta, ție nu ți se poate întâmpla. Exact. Și dincolo de asta, când am primit telefonul ăla în care mi s-a spus că știți, tatăl dumneavoastră, acum e stabil, însă trebuie să căutăm un pat de terapie intensivă în țară pentru el, pentru că nu știm ce se va întâmpla la noapte, pentru mine a fost... M-am blocat, pur și simplu. A fost un moment de așa de mare șoc, încât foarte greu mi-am revenit. Adică nici nu știam cu cine să vorbesc și ce să cer. Unde? Cine dă la o parte un om ca să intre altul? Nu există așa ceva. E viață pe viață. Adică... Și nu e o glumă, știi? Că... Așa e. Într-adevăr, spuneam că nu mi se întâmplă, s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat nouă și am fost în situația disperată de a căuta un pat, terapie intensivă. Într-un final nu am găsit pat la terapie intensivă, dar am găsit un pat pe secție la Matei Balș. Și apoi, după ce a fost el internat, au fost toate poveștile cu oamenii care stăteau pe holuri sau primeau oxigen în parcări. Și cunosc oameni care aveau 80 de ani cu diabet și au trăit, cunosc oameni tineri care și-au pierdut viața, adică e atât de random totul încât habar nu ai cum se termină. Cel mai greu, evident, că a fost tot periplul ăsta. Apoi când a ajuns aici în spital, n-am mai putut să păstrăm legătura cu el. Probabil că dacă ar fi făcut un efort, ar fi putut să vorbească, dar mi se părea mai important ca efortul ăla să și-l păstreze pentru respirație, exact. Și era un coleg de-a lui de salon cu care am păstrat legătura și care a fost un om, pentru noi a fost lumină în întuneric, real, adică pentru că medicii nu au ce să-ți spună, pentru că, iarăși, mai e și ideea asta, că ajungi la spital și că medicii fac minuni, nu există, nici măcar nu există un tratament pentru COVID în momentul ăsta, există niște protocoale și e doar sănătatea ta, da, și ce ai făcut până în momentul ăla în luptă cu acest virus care nu-l vezi, nu-l atingi, dar totuși... Practic, voi, tatăl tău, când a fost adus aici în București, la Matei Balș, și pentru că nu putea să vorbiți cu el, era cineva în salon... Era cineva în salon cu care păstram legătura, pe telefonul lui, exact. Transmitea câteva lucruri ca să știți exact... Da, dar cel mai greu e că nu știi, nici măcar îmi dădeam seama că și faptul că sunam de mai multe ori tot nu conta. Trebuie să ai foarte multă răbdare și încredere. În momentul în care a ajuns la terapie intensivă, după ce îmi povesteau toate datele despre cum se simte și așa mai departe, știu că îmi spuneau că trebuie să-ți păstrez speranța. Atât mă rugau. Să-mi păstrez speranța păstrând totuși datele medicale și realitatea până la urmă, dar nu se știe. Adică sunt și minuni. Se întâmplă minuni și speram ca tata să fie o minune. Din păcate n-a fost. Dar pe de altă parte, dacă mă uit acum, mă gândesc că mai bine că nu s-a chinuit. Cât a stat în București? O săptămână. A stat o săptămână în spital și... S-a stins. Nu se termină aici. Se termină la... Nici măcar nu poți să ți-ai rămas bun. Și practic nu apucase să mai vorbești cu dumneavoastră. Am apucat să vorbesc cu el pe FaceTime. El practic a făcut un stop cardiorespirator luni și eu am vorbit cu el sâmbătă seara, pentru că domnul Ioniță, nu știu dacă se uită la noi, dar îi mulțumesc. Omul acela care vă ținea la curent cu ce se întâmplă, el v-a ajutat, nu? Ne-a ajutat. Și e greu și după. Și pentru că au rămas copiii. Sâmbătă seara era ultima dată, nu? A fost ultima dată. Eu luni când am aflat, nu.
Adică atunci când ați vorbit pe FaceTime ultima dată, nu m-am gândit. Nu, el era o stare așa, ca să zici că nu... Da, nu, s-a uitat și mi-a spus că mulțumește pentru tot. Și l-am întrebat că să aibă încredere în medici și am spus să fie ascultător, să na. Și mi-a zis, acum să vedem ce va fi. Probabil că simțea, pentru că e o luptă foarte mare. Nu s-a terminat. Apoi, repet, felul în care îți e rămas bun de la un om care trece prin așa ceva este inuman. Dar e foarte greu că nu poți să-ți e rămas bun. Se întâmplă totul foarte repede. Apoi copiii care frații au rămas... Tăi, nu? Da. Sincer, am crezut că pot să vin să vorbesc. Chiar am crezut că pot. Da, știi... Laura, trebuie să te gândești că poate povestea ta va fi pentru mulți oameni o lecție. Pentru că poate foarte mulți oameni au lăsat garda jos, poate foarte mulți oameni, exact ca tatăl tău, care sportiv, un om care zice, iau un șervețel imediat, un om care spune, știi, eu o să pot să fiu bine. Nu, mai o secundă. Ideea este că de fapt, e un război pe care nu știm cu cine îl ducem și nu știi cum se termină. Afli că ești depistat, te gândești că poate ești printre cei norocoși care nu au simptome sau care au simptome ușoare, apoi în câteva ore starea se poate degrada cumplit. Dincolo de asta, repet, sunt și oameni care au rămas cu repercursiuni foarte grele după o boală ca asta, cu plămânii devastați și așa mai departe, care, deși sunt acasă, luptă în continuare pentru viața lor cu un aparat de oxigen. Dar sunt multe persoane care se uită la tine și spun, mulțumesc, spun că ești persoană publică și că tu sigur, nu știu, cunoști Laura. Licoarea magică și că... Bine, Laura, nu mai spunem de cei care cred că nu există virusul, dar... Eu când m-am îmbolnăvit de COVID acum 2 săptămâni, am fost surprins de foarte multe ori să citesc mesaje de la oameni care spuneau, bine, Măruță, pe bune, acum și tu? Voi, adică chiar așa, nu mai aveți, trebuia să spuneți că aveți COVID, și știi? Și citeam acele mesaje și în același timp îmi dădeam seama cât de mulți oameni inconștienți sunt și care nu cred în acest virus, câți oameni pur și simplu au tot felul de alte scenarii în cap și rămâi așa interzis. Și uite, poate povestea ta, știu că ți-e foarte greu să vorbești, dar poate sunt mulți oameni care... Aici e poate rolul unei persoane publice, pentru că ești o persoană extrem de credibilă, o persoană care niciodată n-ai păcălit pe cineva. Ai spus exact așa cum stau lucrurile și cum sunt. Și acum vii și spui, hei, tatăl meu a murit de COVID, era sănătos, avea 70 de ani, era sportiv, era profesor de basket, avea diabet. Și uite, omul ăsta pur și simplu... Sigur că da, mi-a fost foarte greu, știi, doar că, în fine, Greta m-a înțeles, pentru că nu mă vedeam în postura de a povesti această experiență din viața mea, nu mai mult decât am făcut-o pe blogul meu, însă recunosc că nici nu sunt omul care să, după experiență ca asta, să meargă la televizor să povestească ca și un fapt divers. Pur și simplu chiar îmi doresc foarte mult ca oamenii să conștientizeze gravitatea acestui virus, cât este de greu, cât le este de greu medicilor să facă față situației de acum, mai ales și în fine, atunci când am fost cu tata, era chiar foarte, foarte greu, foarte greu. Și apoi am aflat de ce s-a întâmplat la Matei Balș, nu știu dacă era chiar în salonul în care a stat tata, dar oricum, pe aproape. Și toate eforturile astea mi se pare un strigăt continuu al sistemului, medicilor, și oamenii, în loc să se uită asupra lor, întotdeauna preferă să se uită în jur. Să spună că nu, că a murit, nu știu, că avea diabet sau nu, sau că n-a murit de COVID. Da, într-adevăr, nu există acolo. Cauza morții e, dar a luat COVID. Dacă nu lua, practic, trăia. Dacă nu lua COVID, exact, trăia. Exact. Și poate pentru oamenii care nu cred, nu știu, trec așa pe lângă un spital, suport COVID, ca să vadă exact cum zici tu, toți medicii care arată ca niște astronauți, toate ambulanțele alea, și atunci poate îți mai pui câteva întrebări și poate te gândești de 2-3 ori înainte să faci
faci ceva. Eu, după ce am aflat că am COVID, eu și familia, ne-am dus la un spital COVID pentru evaluare la Monța, e spital pentru COVID, și când am intrat acolo și am văzut că toți oamenii sunt ca niște astronauți, că unii oameni erau cu tub de oxigen, vreau să spun că m-am speriat mai tare decât dacă nu m-aș fi dus și mi-am dat seama că trebuie să-mi fac această evaluare, să văd dacă sunt în regulă la plămâni, analizele de sânge și așa, și așa. Nimeni mai nu știe cum se termină de fapt. Adică ai primit un diagnostic, dar nu știi cum evoluează în situația ta sau Andrei sau în fine, situația fiecăruia. Să știi că îmi pare rău că a trebuit să povestești despre toate aceste lucruri, pentru că știu cât de mult însemnau părinții tăi pentru tine și însemna tatăl tău și știu că nu e ușor. Nu este ușor și a fost greu și când am ajuns la Iași, pentru că n-am putut să-mi strâng în brațe frații, pentru că ei, da, pentru că ei tocmai ieșeau din carantină, dar evident că nu știam sigur ce și cum și am preferat să păstrăm un pic distanța. A fost foarte greu, foarte, foarte greu, foarte greu cu totul, o experiență zdruncinătoare. Și nu s-a terminat, știi că după aceea tot aflam de persoane dragi și oameni care au trecut prin experiențe și emoțiile astea că trebuie să ai răbdare și întotdeauna îți spun medicii, ai răbdare, vezi ce se întâmplă și nu e deloc ușor. Și asta cu să dai vina pe sistem sau să spui că bine, de ce tu n-aveai altceva de făcut decât să mergi la televizor, sunt aici pentru că eu cred că e important să mai tragem a nu știu câta oară semnale de alarmă, să ajutăm și noi sistemul dacă putem, să nu ajungem acolo, să ne protejăm, să purtăm mască, e minimum pe care putem să-l facem. Adică mi se pare așa de mic gestul ăsta în comparație cu câtă suferință ar putea să aducă. Și chiar dacă suferință nu se termină tragic, dar pentru că tu crezi că e sănătos și nu evident, se poate întâmpla nimic, cei apropiați ție nu pot să pățească nimic. Și Bogdan atunci Stanoievici. Exact. Într-o situație, colegul meu, față de care eu nu pot să înțeleg ce i s-a întâmplat lui. Nu pot să înțeleg la 60 de ani să treacă prin așa ceva și se întâmplă. Știm copii, știm. E foarte greu. Și e foarte greu să ți-ai rămas bun când nu ești pregătit și oricum ne gândeam că, na, dar putea știi, să mai trăiască. Știi, când mă uit la pozele astea, am văzut mai devreme o poză cu tatăl tău în costum de sport și știi vorba aia românească, un munte de om, adică nu te-ai fi gândit da, că da, plin de viață, exact, plin de viață. Doboară un virus de genul ăsta, știi? Mai ales că, încă o dată spun, structura lui era da, și de sportiv, adică de un care nu era sedentar, care făcea mișcare, care avea activitate. Exact. Și te gândeai că o să treacă ușor, dar uite, exact cum spui tu, oameni de diabet care au trecut foarte, oameni cu diabet care au trecut foarte ușor, oameni cu diabet care, mi-e cazul și tatăl tău, n-au rezistat. Nu mai, știm oameni perfect sănătoși care n-au avut niciun fel de alte boli și s-au stins. A fost, știu că la un moment dat colegii lui spuneau că, el povestea că la telefon că a făcut COVID și colegii lui, stați domn profesor că o să treceți și peste asta, nu vă împacientați, că sunteți un om puternic și, da, zice, dar eu am diabet, nu vi frică, că am, adică undeva în mintea lui se gândea că, că ar putea să fie fatal. Sigur că, evident, și știrile sunt de așa natură, că, dar nici măcar așa. N-a fost suficient nu, de nu știm, că apropo de mască, că ne dorim foarte mult și dacă e minimul pe care putem să-l facem, să purtăm mască, tata purta mască, nu știm unde a lăsat garda jos. De cele mai multe ori lăsăm în casă garda jos. Da. Știi, mă gândesc acum, de fiecare dată, cum spuneam, veneai aici cu o carte. Mama mea fană, ți-am zis. Da. Totdeauna când venea Laura cu cărțile, o parte erau trimise la Târgu Jiu. Încă ceva. Zim. Iartă-mă că te-am derupt. Vreau să spun doar apropo de carte, că în forma gustului, în introducere, am povestit despre despre, nu strădania mea, despre revolta mea față de regimul pe care tata îl ducea, că el nu avea atât de multă grijă având diabet, motiv pentru care i s-a degradat starea de sănătate înainte, evident, de COVID și COVID-ul doar i-a pus capac. Să spunem, capac, exact. Dar noi suntem responsabili pentru viața noastră și oricând putem să ne întâlnim cu acest virus și suntem responsabili ca până în punctul acela să facem maximum din ce putem
că până acolo trăim sigur, adică până contează acolo e enorm viața modul ta, de viață. Modul pe care l-ai, ce mănânci, pentru că exact ce faci să-ți fie bine pe interior te ajută să-ți prelungești viața, dar asta vreau să spun, de fiecare dată veneai aici și povesteam de cărțile tale, de lucrurile pe care le faci și uite, aș vrea să spun că Papă tot, nu? Cea mai vândută carte? Una dintre cele mai vândute cărți, pe locul 3 anul trecut. E un încununare a muncii mele și a inspirației, inspirației adusă de Vera, care astăzi, de Rita, care are un an și 7 luni și Vera care azi face 6 luni și am început diversificarea și cu ea. Într-adevăr, Papă tot e un volum care se află în bucătăriile mămicilor. E un volum care se adresează nu numai diversificării, ci și... Una dintre cele mai vândute cărți, Papă tot, Laura Cosui, dacă o mai găsiți oameni buni prin librării, aflați că faceți rost de una dintre cele mai vândute cărți. Sau online, puteți să nu mai meargă la librării, să stea acasă. Exact. Sau online, puteți să găsiți Papă tot și puteți să vă gândiți că aveți în casă una dintre cele mai vândute cărți din 2020. A venit cu de toate 2020. Chiar cu toate. Dar spune-mi ce urmează să faci. Cu teatru. Da, am început spectacolele. Parcă așa, nu-mi vine să cred că ne întoarcem la o viață mai prudentă și cu mare, mare atenție și cu toate măsurile de precauție, dar totuși încercăm să ne întoarcem la o viață de dinainte. Uh-huh. Nu știu dacă lucrurile funcționau bine înainte, dar e clar că tindem să ne întoarcem acolo și să reparăm dacă ceva n-a fost bine. Și unde? Deci unde? La teatru? Acum suntem la... pe 24 de Dragobete suntem la Buzău, la Teatrul din Buzău, cu spectacolul Barza Domnului Ministru, apoi pe 13 martie în București și vom vedea cum decurge, că nu știm cum va fi. Important e că lumea poate să caute pe Important Facebook, pe Instagram, da. Și poate să găsească toate aceste Chiar lucruri. Chiar și pe blog. Scriu. Eu te-am văzut la teatru ultima dată în București. Ghici. Băi, fabuloasă piesa aia. Deci aș mai vedea-o de încă 10 ori fără absolut nicio problemă. Mulțumim pentru încurajări. Mai zi tu o dată, Ghici, cum era? Ca să nu facem... Ghici cine te sună. Ghici cine te sună. Deci regia vă recomand, Tanie Popa. Vă recomand piesa asta, mie mi-a plăcut foarte mult. Și e un spectacol. Abia când se mai joacă, te rog, o să caut pe... drag, o să te anunț. Vreau mult de tot. Trebuie să începem. Uite, o să mergem cu toată echipa, serios, mi-ar plăcea mult drag să venim. E o piesă în care eu m-am distrat copios și senzațională. Mulțumesc mult. Și ai grijă de tine și să știi că ești o femeie puternică. În fiecare zi încerc să privesc înainte și într-adevăr copiii îmi dau multă forță. Știu că tata, astăzi am împachetat hăinuțele Vere care i-au rămas mici și am luat un body și l-am strâns așa la piept pentru că era body-ul pe care l-a purtat Vera când s-a întâlnit cu tata ultima oară. Și așa, mergem mai departe și încercăm să facem și să avem grijă de noi cum putem ca să nu fim în situația asta. Și pe cei de acasă, să aibă multă grijă, că nu e de glumă. Ai grijă de tine. Atât de greu mi-e cu distanța asta, pentru că aș vrea tare mult să te îmbrățișez. Ai grijă de tine, Laura Cosoi. Mulțumim mult de tot!